Nu de puține ori, vinovați de producerea unor accidente sunt și pietonii, ori bicicliștii, potrivit datelor statistice realizate de către oamenii legii. Astfel, în încercarea de a-i conștientiza pe participanții la trafic despre importanța respectării regulilor de circulație, polițiștii hunedoreni au desfășurat o campanie de informare și verificare. S-au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale pentru diferite abateri, valoarea amenzilor depășind 12.900 de lei. Acțiunea s-a desfășurat atât în mediul urban, cât și în mediul rural și a avut în atenție, în special, pietonii care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice. Acțiunile polițiștilor rutieri în această perioadă se concentrează pe prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave, în primul rând viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza excesivă, dar și consumul de băuturi alcoolice sau substanțe interzise. În cursul zilei de ieri, polițiștii au derulat mai multe activități la nivelul întregului județ cu privire la principalele abateri comise de către pietoni care traversează neregulamentar strada sau de către bicicliști care se deplasează pe drumul public sau chiar pe trotuar fără a respecta în aceste condiții reglementările în vigoare privind circulația pe drumurile publice. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului rutier, context în care le recomandăm celor aflați la volan să circule prudent cu viteză redusă și adaptată condițiilor de drum și trafic, iar pietonilor le recomandăm să circule de asemenea doar pe trotuar și să traverseze strada doar pe trecerea de pieton sau pe culoarea verde a semaforului electric. Și polițiștii subunităților de poliție Vulcan, Lupeni și Buricani au desfășurat o acțiune comună cu efective mărite pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În cadrul acțiunii, polițiștii au oprit în trafic 58 de autovehicule și au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale pentru diferite abateri, valoarea amenzilor depășind 12.900 de lei. 5 dintre sancțiuni au fost aplicate pietonilor pentru traversarea neregulamentară a străzii. Totodată, doi șoferi au rămas fără permisele de conducere și au fost ridicate 9 certificate de înmatriculare pentru diferite nereguli tehnice.